Slavă ție celui ce ne-ai arătat lumina, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Lăudăm-o de bine, te cuvântăm, închinăm-o-ne ție, slăvim-o-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atoțitorule, Doamne Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui. Ne-a învrednicit Domnul să fim împreună la această sărbătoare. Și încă sunt bisericile pline la noi în țară, dar și între biserici, de multe ori noi înșine, de câte ori gândul nostru este atent și adânc spre smerenie, precum era al Sfinților Andrei și Epifan. Ne putem întreba și se pot întreba cei necinstitori și necredincioși, de ce nu se arată Dumnezeu mai des și în zilele noastre cu minuni mari, minuni care să fie vădite pentru toată lumea, pentru ca toți să creadă. Și sigur că mulți dintre cei necredincioși așa gândesc. Și acest cuvânt e asemeniu deilor care huleau atunci când Domnul era pe cruce. De ești tu Hristosul, coboară-te de pe cruce ca să vedem și să credem. Iată că Dumnezeu nu ne zdrobește cu minunile sale și nu se arată ei decât celui care deja și-a curățit ochiul sufletului prin credință și poate vedea cele duhovnicești și le poate vedea păstrând taina, înțelegând taina, mărturisindu-o nu ca o laudă de sine, nu cu întoarcere de mândrie spre sine, ci doar spre întărirea credincioșilor, precum Andrei și Epifane au făcut-o. Mulți suntem așadar în biserică, dar puțin putem vedea aceste taine. Sărbătoarea de astăzi ne este pusă înainte ca să îndrăznim mai mult, să înțelegem când ne rugăm și când spunem Tatăl nostru. Ar trebui să se cutremure pe noi gândul și carnea, înțelegând cui și cum ne adresăm, înțelegând că Dumnezeu este cu adevărat aproape de noi și lucrează în istorie. Tale, bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă.